Ceva mai devreme, Oana mi-a spus că are un turneu în America, așa că dacă vreți să știți când și pe unde, trebuie să o căutați pe pagina ei de Facebook, așa că acolo aflați toate detaliile. Acum mergem la următorii invitați care sărbătoresc în fiecare secundă o dragoste ca în povești. Vreau să vă spun că oamenii ăștia se iubesc de 67 de ani. Sunt căsătoriți de 61 de ani, îi avem alături de noi, astăzi de ziua inimii, pe Ileana Stana Ionescu și pe soțul ei, Andrei, așa că le spun bună ziua și mă bucur nespus de mult că sunteți astăzi alături de noi. Știți că vă iubim foarte mult și vă respectăm foarte mult. Sunteți foarte drăguți, mulțumim pentru invitație, să știți că eu sunt copleșită, pentru că dragostea pentru mine a însemnat în viața asta tot. A însemnat tot, începând cu soțul meu, de care ai vorbit adineori. Știți și... că suntem fanii dumnealui, pentru care și simți umorul și un om extraordinar de inteligent. Și de haios. Așa. Și în al doilea rând, dragostea mea cea nemăsurată, nemărginită, nici n-am un termen așa corect, a fost teatru. Teatru de care m-am despărțit puțin mai devreme. O să vă povestesc dacă vreți și vreți Vreau, să știți. Dar până una alta, eu vă apreciez și vă mulțumesc mult de tot, pentru că îmi spuneați că în ultima perioadă nu mai prea vreți să mergeți la emisiuni de televiziune. Asta s-a întâmplat în decembrie când ne-a spus acest lucru. Da. Și vă mulțumim mult că ați mai făcut un efort să veniți astăzi. Știu că pe 14 septembrie a fost și ziua dumneavoastră de naștere. Ați împlinit 82 de ani, mulți înainte. Mulțumim, florile sunt pentru dumneavoastră. Mulțumim. Și să știți că am și un... ce ai acolo? Un alt fel de tort. Am zis să luați o feliuță în fiecare zi cu ciocolată. Ce frumos, mulțumesc. Da, noi suntem aici pe culinar în ultima perioadă. Așa. Și avem, avem tot felul de, da, de produse. E, și să revin acum la ce ai spus apropo de ziua de naștere. Pe 14 septembrie, deci, a fost ziua în care eu m-am născut și am luat hotărârea de data asta să trag cortina teatrului. Definitiv pentru această viață. M-ați înțeles? Viața care va urma va fi, eu știu, mai moderată, așa că mai sunt puțin ani până la sfârșitul existenței mele, cel puțin. Da, așa. Și dacă... Ziceți așa. Păi cum de ce zic? Pentru că mai sunt puțin. Na. Ei, nu o să trăiesc 2000 de ani. Acum nu-i mare lucru. Cum, dragă? 20-30 de ani nu-i mare lucru. E, și vreau să cred că virgulă, creatorul, o să aibă destulă înțelegere și dragoste față de mine să mă ia lângă el sau lângă lumea în care voi urma să... Las-o pe aia. Am lăsat-o așa. Să mă ia... Câți ani costă pe scena teatrului? Cât poftim? Câți ani? Pe scena teatrului? Câți am dată? 66. Mă rog, toți cam ăștia așa, de când ne cunoaștem noi. Tot cam de când sunteți împreună. Da, 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 sigur că da. Dar sunteți o familie de admirat și iată, de 67 de ani împreună, 67 de ani împreună, de 61 de ani căsătoriți. Da. Și sunteți așa niște oameni foarte uniți și știu că întotdeauna povesteați de dragostea. Știi ce se întâmplă? Am iubit aceleași lucruri. Am avut slăbiciuni pentru aceleași lucruri, pasiuni, da, pentru aceleași lucruri și au fost pe aceeași lungime de unde. Tu ai avut slăbiciuni pentru un bărbat și eu slăbiciuni pentru, pentru femei. Femei, da, la singular am vrut să zică. Sigur că da. E, n-a vrut să zic așa, dar mă rog, dumneavoastră o luați cum vreți. El în orice caz a fost un partener de viață excepțional și vreau să spun că perioada asta care urmează, adică timpul ăsta până la dispariția ființei mele de pe pământ, va fi în compania lui. Cu el mă voi bucura de toate frumusețile pământului pentru tot ce ne va oferi natura, creatorul. Sigur. Ați avut parte de un soț extraordinar. Am avut, iubitule, am avut și uite, îmi pare bine că îmi dau seama abia acum în totalitate de ce a însemnat el. Că așa pe parcurs nu mi-am dat seama, mi s-a părut firesc să fie așa cum e. Da, acum vă dați seama că a fost un om extraordinar. Da, da. Și dumnealui a avut noroc cu dumneavoastră, ăsta e adevărul. Păi bă, unul cu altul am avut noroc, ce exact. Să mai vorbim eu cu... Nu, dar și dumnealui, știi, când a spus că ați avut noroc cu dumnealui, dumnealui așa, păi da, mi se pare normal. Altfel s-a aranjat să acopere pe dumnealui. Dar trebuie să știe că și dumnealui a avut mare noroc cu dumneavoastră, sunteți o femeie extraordinară. E. Da, sigur. Da. Uite, gata, a zis. Așa e, așa rămâne, nu? Așa rămâne. Cu toate cusururile și cu toate ciudățeniile mele, ne-am potrivit și ne-am iubit și a fost colosal. Ce a fost cel mai greu în acești 67 de ani? Cel mai greu? Da. Ce? Nu știu.
A fost vreo cumpănă în acești 67 de ani de relație? Nu, n-a fost nicio cumpănă. Am avut emoții când a venit copilul nostru pe lume, dacă vrei să știi așa un moment mai critic. Da. E în America, nu? Da. Și a fost atât de mare fericirea care s-a instalat în familia noastră, încât acum sigur că sunt puțin neconsolată că e la distanța la care e. E Andrei în America. Da. Însă ne conversăm săptămânal, ne vorbim, ne vizităm și e totuși alinată. Și mai bine pentru el că e soacra departe. Da, vezi cum a fost. Da, dar asta vă pare rău, pentru că îmi spuneați data trecută când ați venit în decembrie la noi la emisiune că vă plăcea să vă jucați cu Andrei și vă jucați fazan. Acum a fost aici 3 săptămâni și ne-am simțit extraordinar, bineînțeles, toată familia a fost și cu nepotul nostru. S-au plimbat prin țară, am fost împreună la mare și ne-am ostoit, ca să zic așa. Dorul de el. Dar vorbim la telefon care, și... Cum să spun, pe mine m-a alinat mult de tot, dar nu m-a consolat, pentru că eu am un dor nebun în continuare față de el. De câte ori vorbim la telefon, îi fac o porologie că se spăimântă săracul de ce aude din gura mea. Dar mă rog, asta e situația. De ce râzi? La ce te gândești? Nu, mă gândeam că avem un material pe care vreau să vi-l arăt și dumneavoastră, da? Cu un cuplu de oameni care pot de asemenea să fie un exemplu pentru tinerii care se căsătoresc în ziua de astăzi și care de foarte multe ori se despart foarte repede, la prima ceartă, la primul scandal. Ați văzut cuplurile imediat, spun la revedere. Deci dumneavoastră sunteți un exemplu pentru cuplurile din România și vreau să vă arăt un material cu niște colegi de dumneavoastră, 79 de ani de căsătorie. Opa, care să știa, doamne? Ia priviți. Unde să mă uit, acolo sau acolo? I'm 101, will be in March. Stella, and I'm 95, and I'm, what else was I supposed to say? I forgot. They're getting old. Huh? They're 95 and getting old. Yeah, I'm getting old. I just turned 17, and 3 days later, we were married. June 10th, it'd be 79 years. Yeah, she was a cute chick back then. We don't look like that today, but that was us. When I was in the nursing home, that was the worst experience I ever had. And she said, you're not going back in a nursing home. I got it home. Take care of them. And she still takes care of me. And I do a little bit of cooking and stuff, and I see that he gets good food, because that's what he likes, and gets what he wants, and it works. There's some things I can do, and some things I can't do. Snow blowing and taking out the garbage. That's where Sam comes in. Sam, he's there when you need him. Always. He is a great kid. One granddaughter does the grocery shopping, and then I have another granddaughter that comes and does the laundry. I got a grandson that comes whenever I call, so I have a lot of good help. I'm happy, and he's happy, and when he's happy, I'm happy. I'm happy when she's around. Știi ce vreau să-ți mărturisesc? Ai văzut ce frumos. Când eu sunt fericită când el e fericit. Știi ce vreau să vă mărturisesc? Așa este. Că eu n-aș vrea să ajung atât de bătrână. Nu, serios, să dispar un pic mai repede, să rămână el cu imaginea mea mai recentă. Așa mi-ar place. Da. Cât mai aveți? Până la nunta de diamant, la cât e? Păi aia nu știu la cât se face. La 75 de ani, mai un pic. Păi mai e nițel. Da, mai aveți un pic. Da, dacă o facem, dacă nu, trecem peste ea. Uite, vezi, asta înseamnă dragostea, de fapt. Ca partenerul să știi că partenerul se simte bine și că este fericit. Asta înseamnă că nu se să poate nu fii egoist și să te gândești întotdeauna mai mult la partener? Nu se poate să fii fericit tu însuți, adică singur, așa, să faci o fericire și am fericirea mea. Dacă partenerul meu e fericit, eu sunt fericit pentru că știu că lucrurile merg bine. Așa a fost și în viața dumneavoastră. Da, sigur. Doamna
Ileana Stanoienescu este fericită și atunci erați un om sigur fericit. Da, 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 asta e succes. Toată bucuria față de teatru și iubirea mea față de teatru am împărtășit-o cu el și a fost extraordinar. El a avut un rol nemărginit în toată această istorie, pentru că m-a sfătuit de fiecare dată, m-a sprijinit, m-a lăudat când era cazul, ceea ce e foarte important. Foarte, foarte important, pentru că n-a făcut niciodată economie. Sunt și mai bătrân ca ea. Asta aveți 9 ani diferență, aveți 91, nu? 91. 91 de ani? Nu. Da. Da. Păi, aia, arătat senzațional la 91 de ani. Nu e așa, care și... bine. Și sunteți așa foarte atent și foarte da. Pe fază prezent, la absolut orice. Da. Faceți sport? A făcut. A făcut. Acum nu prea mai facem mare lucru, dar a făcut. Nu mai alerg la 100 de metri. Înainte alergam 100 de metri în 12 secunde. Acum alerg 20 de centimetri în 12 secunde. S-a mai schimbat un pic cu recordul. Da, distanțele. Dar îmi spuneați data trecută că doamna Ileana Stanoienescu mai stă cu gura pe dumneavoastră, mai stă sau mai schimba lucrurile? În ce sens? Spunea dumneavoastră că era foarte uimit de dumneavoastră cât de repede vorbiți și cum repede când îi spuneți... Da, îi spun tot. Păi, dar totdeauna am fost așa. Totdeauna am fost fără niciun fel de... o preliște când a fost vorba de... Și când oboseai, spuneam, bun, acum spune ce ai vrut să spui. Să știți că am complotat oarecum cu soțul dumneavoastră. Vai și pe 14, da, pentru că a fost pe 14 septembrie ziua dumneavoastră, eu mai am un cadou pe lângă flori și acest coș cu ciocolată, dar v-am zis, nu a fost ideea mea, a fost un complot pe care l-am avut cu soțul dumneavoastră, l-am făcut cu soțul dumneavoastră și mai am un cadou. Ia se vede. Mama mia. Nici nu știi ce plăcere mi-ai făcut. Să știți, pentru că eu asta vreau să le spunem celor de acasă că ideea de a vă aduce acest urs cadou oarecum a fost complot cu soțul dumneavoastră. Mulțumesc. Vă plac atât de mult urșii? Da, îmi plac foarte mult. Dar acum ne așezăm toți aici, îl punem pe el alături. Da. Așa că ocup prea mult loc. Avem și haine pentru el, să știți. Dacă vreți să scoateți în oraș, da, avem niște haine. Nu, da. Lasă-l gol așa. Frumos așa, gol. O, Doamne, Doamne. Cum îl cheamă? Dumneavoastră hotărâți. Aha, bine. O să-i găsim un nume frumos. Puteți să-i ziceți Măruț. Măruță? Vrei? Mănâncă și el mult de tot. Măruță, uite, chiar asta e o idee foarte bună. Dar nu te superi. Niciodată. Măruță, coadă de maimuță. Oh, Doamne. Vă mulțumesc mult că ați venit. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți. Și abia vă aștept pe canapeaua asta cu, nu știu, cu orice prilej, cât mai repede. Bine, scumpule. Sunteți oameni minunați. Bine, scumpule, am dorința să ne întâlnim și să fim pe canapeaua asta cât mai curând, până nu ne luăm la revedere de la acest pământ. Sper să fie îngăduitor. Citează, dragă, cum povește. Păi, cum să-mi citesc? Nu pot să-mi citesc, asta e o realitate, dragă, care ne împaște pe toți. Da, păi, de acum... Nu am dreptate? Mai avem. Mai aveți, peste 20 de ani, cum zicea și soțul, nu ați grăbiți acum. Cine să mai trăiască 20 de ani de acum? Nu ne grăbim deloc. Crezi? Da. Bine. Și o să fie plăcut? Da. Cum să nu? Bine, gata, am tăcut, nu mai scot-o.